Comisia juridică din cadrul Consiliului Județean Iași este condusă de un pășcănean. Funcția de președinte este ocupată de Mihai Dediu, consilier județean PSD. Numirea lui a fost făcută prin vot în ședință extraordinară, care a avut loc joi, 14 noiembrie. Dediu mai face parte și din Comisia Economică, precum și din Comisia de Turism. Astăzi a avut loc o ședință extraordinară în cadrul Consiliului Județean Iași pentru a reîntregi Consiliul Județean și a-l pune într-un făgaș de normalitate cu privire la constituirea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Județean. Consiliul Județean Iași are 9 comisii de specialitate, fiecare comisie de specialitate are un număr de 9 consilieri în componența lor. Subsemnatul fac parte din Comisia Juridică, din Comisia Economică și Comisia de Turism, Mediu și Agricultură. În urma negocierilor și a votului din plen, eu, Mihai Dediu, în calitate de consilier județean, ocup și funcția de președinte al Comisiei Juridice. S-a respectat în urma discuției și cu celelalte formațiuni politice, au fost respectate procentele obținute în urma alegerilor din 9 iunie 2024. În total, în Consiliul Județean sunt 9 comisii de specialitate, fiecare cu câte 7 membri. Mihai Dediu este singurul pășcănean care ocupă funcția de consilier județean în acest mandat. El a depus jurământul pe 11 noiembrie, aflat pe lista de supleanți, după demisia unor colegi de partid aflați în fruntea listei. Dediu a ocupat și funcția de consilier local în perioada 2020-2024 și a făcut parte din Comisia Juridică.